Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live. S-a terminat sezonul regular și acum începe play-off-ul și evident începe și play-out-ul Liga 1 SRA. Astăzi cu fazele importante, cu fazele decisive, avem două partide programate astăzi în Liga 1. De la 17 și 30 de minute avem partida dintre UTA și Academica Clinceni în zona de play-out și avem și un meci din play-off, startul în play-off așadar, de la 20-30 Universitatea Craiova cu FC Argeș. Discutăm și despre una dintre marile dileme, poate ale lui Edi Iordănescu în prima parte a mandatului său la echipa națională, dacă merită sau nu convocat Octavian Popescu sau mai mult dacă merită chiar titularizat la echipa națională. O să discutăm evident și despre ceea ce s-a mai întâmplat la Dinamo, pentru că acolo s-a schimbat antrenorul, Flaviu Stoican a plecat, a revenit Dușan Urin la echipă pentru o nouă încercare de salvare de la retrogradare a lui Dinamo. De data aceasta o aventură mult mai complicată pentru Dușan Urin. Discutăm despre toate aceste lucruri împreună cu invitatul meu de astăzi. Salutare, Cătălin Muntean. Vă salut și bine v-am găsit. Ce mai faci? Cum ești? Ce să fac? Bine, toate ok. Toate la fel ca în ultima vreme, cu proiectele mele, cu APF-ul, cu Marius Niculae, echipa națională Under 20, care o să avem la sfârșitul acestei luni acțiune, și Super Brain Mental Coaching pentru fotbaliști. Deci, în continuare, de la ultima emisiune, cam același lucru, cam, nu s-a schimbat nimic. Același lucru, o să le luăm oricum pe rând, provoc cu ceea ce faci tu cu zona asta, unde lucrezi tu în moment, pe cele trei planuri, ca să așa, și o să le combinăm și cu lucrurile care se întâmplă în actualitate. De exemplu, hai să începem cu echipa națională, ce acțiune aveți voi acum și, mă rog, ce v-ați mai propus în ultima perioadă? Da, n-am mai avut acțiune de foarte mult timp. La sfârșitul acestei luni o să avem două meciuri amicale cu echipa Norvegiei, unde vom juca la Ploiești, și în deplasare cu Elveția. Două meciuri, eu cred că bune, două meciuri cu echipe de calitate și care ne vor ajuta să mai vedem și alți jucători noi. Bun, aveți deci în plan, practic, din nou o serie de jucători noi, nu neapărat, sau mă rog, mulți vor fi și de la, bănuiesc că de la precedentele partide, nu va fi chiar ceva o noutate totală. Care sunt și din precedentele acțiunii, dar or să fie și jucătorii mai noi, pentru că deja cei de 2001 se cam termină și o să vină cei de 2002, cei mai tineri, și cu siguranță o să vedem și fețe noi. Poți să ne zici deja vreun nume sau încă sunt deocamdată nu, deocamdată chiar ieri a venit Bogdan și am stat un pic de vorbă și am discutat. În cursul săptămânii viitoare o să și conturați așa. O să conturăm și o să dăm sau o să trimitem convocările. Ceva mai sus, tot pentru echipa națională, dar la un nivel ceva mai ridicat, la prima reprezentativă. Se discută acum puternic despre Octavian Popescu, dacă merită el să fie chemat la echipa națională, așa cum spuneam și în introducerea acestei emisiuni, dacă nu cumva chiar merită să fie titularizat. În dezbaterea zilei realizat pe gsp.ro, Cătălin Țepelin, Danu Dera și Remus Răureanu au vorbit despre acest lucru. Materialul poate fi găsit pe gsp.ro, emisiunea de fapt poate fi găsită pe gsp.ro. Pe site la fel există și un sondaj dacă trebuie convocat Octavian Popescu la echipa națională și mă uit acum, sunt peste 20.000 de voturi, 40% spun că da, ar trebui convocat, dar deocamdată nu trebuie să fie forțat titular, 29% da, merită să fie chiar titular pentru că foarte talentat și, mă rog, pe poziția a doua, în top preferințelor, cu 6.000 de voturi, uite, sunt 6.000 de oameni, peste 6.000 de oameni care spun nu, este un fotbalist umflat, avem variante mai bune la echipa națională. Cum ți se pare ție Octavian Popescu? Mie mi se pare un jucător bun, un jucător de perspectivă, un jucător cu reale calități care în ultima vreme le-a și demonstrat pe teren. Pentru mine e cel mai important lucru ca jucătorul să demonstreze pe teren calitățile. Eu cred că în ultima vreme a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB și unul dintre jucătorii care și-a adus aportul la câștigarea meciurilor. E foarte important la vârsta lui
să spun așa, a tras cumva echipa după el în anumite meciuri, chiar el le-a câștigat. Am văzut chiar ultimul meci cu Voluntari, cu acel super gol din ultima fază a meciului. Îți trebuie ceva, nu știu, curaj, dar pe lângă talent evident, îți trebuie curaj ca la un 0-0 cu Voluntari pe teren propriu, cu presiunea asta, FCSB nemai câștigând de 3 etape, să tragi de la 25-30 de metri la ultima fază. Bănuiesc că îți trebuie un pic de curaj așa ca să ai execuția asta. Da, eu cred că are curaj și eu cred că cel mai important lucru este că are încredere mare în el și în calitățile lui. Este un jucător care calități ca și ale lui nu am mai văzut în ultimul timp în fotbalul românesc, din ce în ce mai rari. Și eu cred că el, chiar dacă este atât de tânăr, deja a ajuns la un nivel în care, cum joacă el la FCSV în momentul de față, zici că joacă de vreo 10-12 ani. Deci are o maturitate și chiar și aduce aportul la fiecare meci, chiar dacă nu cu goluri, cu faze importante pe care le face în timpul meciului, cu pase de gol și eu cred că merită, părerea mea este că merită să facă pasul la echipa mare. Crezi că e indicat în momentul de față, pentru că uite, se Remus Răureanu, de exemplu, văd acum și în gazeta tipărită, spune despre el că e un copil netestat în meciurile importante. Contează asta mult atunci când vii la echipa națională, pentru că el încă n-a jucat la FCSB în meciuri europene, FCSB nu prea s-a mai calificat, sau mă rog, dacă a jucat, a jucat în fazele acelea cu echipe destul de slabe, din păcate n-au bătut și alea, dar asta e o altă discuție. Contează atunci când vii la echipa națională să ai așa și un background din ăsta important sau mă rog, destul de bine conturat și în meciuri europene, în meciuri de impact, sau poți să faci bine și dacă vii doar din campionatul intern? Nu, este foarte important să ai și o experiență europeană, ca să spun așa, la echipa de club înainte, dar având în vedere perioada în care suntem, eu cred că e important să-l testăm și doar așa poate să crească și putem să ne dăm seama dacă face față, convocându-l și la meciuri, în funcție de ce decide domnul selecționer să îl introducă sau nu. Eu cred că numai așa putem să ne dăm seama dacă poate să facă la față la următorul nivel, ca să spun așa. Sunt acum două meciuri de verificare pe care le are echipa națională a României, cu Grecia și cu Israel. Probabil că Octavian Popescu va fi convocat. Crezi tu acum că, nu știu, evoluțiile lui, ca să nu spun presiunea, pentru că am văzut Edi Ordănescu nu reacționează bine la presiune. A apărut și informația acum că dacă Gigi Becali ar continua așa să-l autopropună pe Octavian Popescu la echipa națională, chiar ar lua în calcul, nu știu, să facă invers, să nu-l convoace, ceea ce mi se pare destul de riscant să intri în jocul ăsta și să, nu știu, să... Da. Să nu chemi un jucător care ar putea să te ajute. Nu cred. Eu cred că până la urmă Edi știe cel mai bine ce jucătorii poate să-l ajute, la ce meciuri are și cu siguranță va ține cont doar de calitățile jucătorului și de forma jucătorului în acel moment. Crezi că el acum e gata să fie și titular sau e suficient să fie mai prima dată acolo? Având în vedere că sunt două meciuri de verificare, ar putea să joace. Ar putea, părerea mea. De aceea sunt și jocurile amicale, ca să vezi anumiți jucători, să-ți dai seama de capacitatea lor și de răspunsul lor la acest nivel. Și acum doar Edi poate să decidă când și cum îl va introduce. Important e, în primul rând, să vedem dacă o să fie la prima echipă, la echipa națională, pentru că vom vedea, cred că săptămâna viitoare o să dea convocările. Și după, eu cred că e important să și avem grijă un pic așa de el, fiind foarte tânăr și foarte crud, ca să spun așa. Trebuie ajutat un pic și poate introdus așa când trebuie și cum treptat trebuie. Treptat cumva. Da.
în echipa mare. Cum crezi că va arăta echipa națională sub comanda lui Edi Ordănescu? Momentan putem doar să ne dăm cu părerea, știindu-l pe Edi Ordănescu din ce a lucrat el la club. Vreau să întreb doar dacă ai impresia că va fi o națională mai apropiată de ce încerca Mirel Rădoi sau dacă vom deveni iarăși ceva mai pragmatici, pentru că Edi Ordănescu cam pe unde a fost, n-a fost chiar așa exuberant în exprimare. A fost mai degrabă preocupat să aibă o așezare, nu știu, tactică. Da, eu cred că așa va fi și la echipa națională, cam cum este el și cum a fost la echipele unde a antrenat. Un antrenor care organizează foarte bine meciurile și este atent la toate detaliile. Și cu siguranță asta vom avea și la echipa națională, după părerea mea, o echipă foarte bine organizată care va fi pregătită pentru orice. Cum ți se pare grupa asta din Liga Națiunilor, mai ales că ne apropiem așa de ea, începe febra cu meciurile echipelor naționale? Poate că ai mai analizat, nu știu, ți se pare în continuare accesibilă sau pentru noi momentan e greu cu orice adversar, așa cum ne ieși la în zona echipelor de club? Nu, eu cred că este o grupă accesibilă, o grupă în care putem să facem rezultate bune și cu care putem să terminăm pe primul loc, părerea mea. Nu este nicio grupă foarte, foarte grea, dar nici o grupă extrem de ușoară. Este o grupă echilibrată, sunt echipe la nivelul nostru, să zic așa, în momentul de față. Cu care te poți bate. Și cu care te poți bate și chiar cu șanse reale. Apropo, tu ești acolo, lucrezi la o echipă națională de tineret. Cum ți se mai par juniori ăștia? Am vorbit totuși, Octavian Popescu este un junior, ok, că el a ars etapele și deja devine un om important în Liga 1. E cumva o excepție la noi în campionat, dar mai avem și alți jucători. Cum ți se par că se acomodează sau că apar jucătorii ăștia tineri, forțați cumva de regulile impuse de FRF cu jucătorii sub 21 de ani? E de bine ce vezi că apar? Tu urmărești oricum, ai o bază mult mai mare de oameni pe care îi urmărești. E clar că îi ajută foarte mult pe tinerii din ziua de astăzi, atât la Liga 2 cât și la Liga 1, îi ajută foarte mult această regulă. Poate unii dintre ei, dacă nu ar fi regula asta, mai ales la echipele mari, la echipele care se bat la campionat și la cupe și la cupele europene, ar fi mai greu să joace. Dar, în general, eu cred că îi ajută pe foarte mulți dintre ei. La Liga 2 și mai mulți, pentru că se joacă 2001-2003, obligatoriu, pe tot parcursul meciului. Da. Deci jucători foarte tineri care, gândiți-vă că după un an în care joci meci de meci la Liga 2, la vârsta asta ești foarte pregătit, după aceea să joci la Liga 1, să faci următorul pas, tot ca jucător under. Și eu cred că îi ajută. O mică problemă aș vedea eu după ce se termină vârsta. După ce ieși din vârstă. După ce ieși din vârstă, pentru că am văzut foarte multe cazuri în care mulți nu prea mai joacă. Uite, e cazul și primul exemplu care îmi vine în minte, e cazul lui Itu de la CFR Cluj. Da. Atunci când, cred că el a sau prins Costache. Sau Costache, da. Ei au prins primul val de U21. Da. Erau folosiți acolo de Dan Petrescu la CFR Cluj, mă rog, și de ceilalți antrenori care au mai trecut pe la CFR Cluj. Erau, practic, singurii jucători pe care îi avea CFR Cluj acolo. Cel puțin, uite, Itu părea un mijlocaș foarte bun pentru Liga 1, avea și fizic, se încadra așa perfect. Costache, mă rog, în zona mai tehnică, avea concurență puternică acolo în față, să spunem. Dar uite, n-a mai reușit, undeva a stagnat, nu știu ce s-a întâmplat. A încercat la Dinamo, a venit într-un moment nefericit la Dinamo, dar nu a reușit să ridice echipa sau să-și ridice el nivelul. S-a întors la CFR Cluj, unde nu știu dacă e în lot, dacă e în lotul în care poate juca în Liga 1, deci a pierdut un pic așa. Da, eu asta văd, cum am spus și mai devreme, o problemă a jucătorilor care joacă under. După ce se termină vârsta,
foarte mulți își pierd rolul de titular în echipele lor. Dar de ce se întâmplă asta? Adică e șoc, este până la urmă de valoare, că mă, ok, tu ai jucat pentru că eram obligat și păreai cât de cât talentat, adică nu ne încurcai prea tare. Acum că ai depășit vârsta, nu prea mai ești la nivel. Cu siguranță poate să fie și o chestie de valoare, pentru că normal, dacă tu ai jucat și ai fi la un nivel foarte bun, cu siguranță antrenorul te-ar introduce, indiferent de vârstă. Dar cred că poate ne-ar ajuta cumva o continuitate, mă gândesc, în Liga 1, de exemplu, să joace cu Under 23 sau ceva adică de să genul. Să fie o regulă, da, să aibă în plus, ca să-i cei ducă care mai termină regula de Under să mai aibă măcar un an sau doi încă o continuitate, la fel cumva obligativitatea asta să joci cu poate un Under 21 și un Under 23. Nu știu, mă gândesc, poate bine, ajută. Oricum, în Liga 1 ai văzut echipele din Liga 1, antrenorii, patronii sunt destul de reticenți când vine vorba de jucători tineri. Gândește-te că până acum un sezon, mă rog, până în sezonul ăsta, sezonul trecut, aveam doi jucători care trebuiau jucat să termin cu obligativitate și erau scenele acelea. După un minut ciudate, sau doi, două minute. Unii au fost și câteva secunde, adică n-au prins, săraci, n-au prins minutul în teren. Drept dovadă că s-a și eliminat acum, al doilea jucător. Poate că ar fi bine, într-adevăr, să fie, așa cum spui și tu, să fie și un U23 ca să-l mai țină puțin Dar în teren. Eu cred, cum am spus și mai devreme, până la urma urmei, regula aceasta ajută jucătorii tineri, cu siguranță, pentru că pe lângă cei care joacă și sunt titulari, gândiți-vă că trebuie să mai aveți antrenorii sau un lotul, trebuie să mai fie pe lângă încă 2, 3, 4. Dacă în Liga a doua, de exemplu, joacă 2, trebuie să mai ai încă 4. Deci încă 4 tineri care se antrenează zi de zi cu echipa mare și care au opțiune foarte importantă să intre în fiecare meci. Iar la Liga 1, pe lângă 1, la fel, să mai fie 2 sau 3 tineri care joacă under și care la fel se antrenează cu echipa mare în fiecare săptămână și are posibilitatea să joace. Deci cu siguranță pe cei tineri îi ajută foarte, foarte mult. Vreau să te întreb, tu ești și în zona asta, implicat în zona de mental coaching și mă gândesc că poate e important pentru un jucător tânăr care are cumva locul de muncă, să spunem așa, asigurat, știe că va juca titular pentru că îi face parte din regula asta din U21. Nu știu, apoi crezi că e și o barieră așa psihologică în momentul în care știe că nu mai e în vârstă și ar putea să-și piardă locul de titular și cumva se și pierde pe drum, sau rămâne doar la ideea de valoare și atât? Adică nu, eu cred că rămânem la ideea de valoare, care eu cred că trebuie să primeze în primul rând. Și în al doilea rând, jucătorii tineri ar trebui deja să-și construiască mentalul în timpul perioadei când joacă la echipa de club, cât este under. Deci el deja trebuie să știe că joacă, deja trebuie să știe că o să vină o perioadă în care poate nu o să mai joace pentru că nu o să mai fie under. Deci eu cred că cel mai important pentru jucătorii tineri din ziua de astăzi, ei trebuie deja să-și clădească această mentalitate atunci când sunt pe val, ca să spun așa, atunci când joacă, atunci când au meciuri în picioare, și cu siguranță le va fi mult mai ușor atunci când termină această zisă perioadă, să-i spun așa, în care poate joacă fiind obligat de această regulă de under și în care antrenorul trebuie să aleagă doar dintre, eu știu, doi jucători, nu dintre mai mulți jucători care să-i pună la un moment dat în teren. Și nu au, să zic, o concurență așa foarte mare, pentru că fiind tânăr, poate mai are unul sau doi în lot care sunt de vârsta lui și cu care concurează pe... Păi asta spun, poate că ei se gândesc că văd cumva concurența lor că ar fi doar jucătorul tânăr și nu se gândesc mai departe, adică să vadă concurența lor. Ar trebui să se gândească și să-și clădească fiecare în timpul ăsta cât
joacă și cât are această oportunitate, vă dați seama, la o vârstă atât de fragedă să joci la Liga 1, meci de meci, e ceva. Fiecare săptămână, fiecare lună, după fiecare meci, trebuie să se gândească și să fie pregătit pentru ceea ce o să urmeze peste câțiva ani, în care cu siguranță nu o să mai aibă aceste facilități. Bun, vreau să rămânem în zona asta de mental coach și la FCSB se discută puternic, bine, se discută din cauza lui Gigi Becali, care l-a criticat puternic pe Florinel Coman. Știu că Florinel Coman, așa cum ai declarat și tu, face cu voi de ceva timp, bănuiesc, cursurile astea de mental coaching, vine și vorbește și încearcă să-și dezvolte și partea asta. În primul rând vreau să întreb cât de greu e pentru un fotbalist atunci când e criticat așa, brutal și direct de patronul echipei, sau dacă, mă rog, la FCSB a devenit un caz special, nu mai atât de mare impactul pentru că e știut de mulți ani cum lucrează Gigi Becali. Da, în primul rând, Florinel a avut foarte multe ghinioane în ultimul timp. Legate de accidentări. De accidentări, despre asta, la acest lucru mă refer. El vine de mai mulți ani și face aceste antrenamente mentale. A avut o perioadă foarte, foarte bună, după care, cum am spus mai devreme, au venit aceste accidentări care l-au ținut departe de gazon foarte mult timp. Acum el încet, încet încearcă să-și revină și încearcă să reintre în ritmul de joc, în ritmul de competiție. Și eu știu că nu este așa ușor, pentru că după atâta timp și la un club ca FCSB, unde trebuie să fii mereu, e presiune, trebuie să câștigi, trebuie să dai goluri, el ajunsese la un anumit nivel unde era chiar foarte ok și era un jucător decisiv pentru echipă, în care dădea goluri, pasa, era unul dintre cei mai buni jucători. Acum ușor, ușor el încearcă să-și revină și eu cred că își va reveni. Este un jucător cu reale calități și cu siguranță va reveni la potențialul care l-a avut înainte de accidentări. Despre faptul că patronul echipei critică jucătorii, deja ne-am obișnuit, deja toată lumea îl știe și îl cunoaștem. După fiecare meci în care echipa joacă mai slab, are câțiva jucători, are câțiva clienți. Mereu găsește 1, 2, 3 jucători pe care îi critică și îi critică public. Eu cred că la niciun jucător nu-i pică bine acest lucru, cu siguranță. Dar e greu. Ai vreun, nu știu, vreun caz de jucători, fără să le dai neapărat nume, și nu vorbim aici doar despre Gigi Becali, care au venit la voi doar cu problema asta că sunt criticați și nu pot depăși, nu știu, criticile astea, acuzele, adică presiunea asta venită din partea oamenilor care ar trebui cumva să-i încurajeze. Mă rog, dacă ar veni spune că, băi, nu pot să fac față pentru că nu critic adversarii, că e o problemă. Acum, da, în general trebuie să fii conștient că poți să fii criticat ca jucător de fotbal la orice echipă. Exact, ești expus. Ești expus după orice meci mai puțin reușit. Dacă nu e Gigi Becali, poate e cineva din presă. Sau dacă nu e cineva din presă, sunt dintre suporteri. Sau dacă nu, este chiar antrenorul. Dar aceste lucruri, când te critică antrenorul, mulți dintre ei o fac în interior și își spală rufele, ca să spun așa, fiecare în vestiarul lui. Dar ca jucător de fotbal trebuie să fii expus și trebuie să te aștepți la aceste lucruri. De aceea, venind la noi și lucrând mental, poți să știi cum să treci mai ușor peste chestiile astea. Sunt foarte importante în cariera unui fotbalist. Treci prin momente foarte grele, când poate nu ți iese jocul, ai câteva etape în care chiar nu joci la nivelul tău și încep din stânga, din dreapta, antrenorii, poate chiar colegii. Sau poate chiar tu spui niște semne de întrebare, da, dacă tu mai poți, dacă mai ești de la... De aceea e foarte bine să ai o mentalitate de învingător și care poate să te ajute să treci mai ușor peste chestiile astea și să-ți dai seama unde greșești, ce greșești și să poți să repari în timp. Acum,
sincer, n-a venit nimeni special. Scăpați-mă de... Scăpați-mă de Gigi. Sau da, scăpați-mă de criticile patronului. Nu, nu. Deocamdată nu. Asta, mă rog, înseamnă că încă e bine, adică dacă nu îi afectează atât de puternic să vină strict pentru motivul ăsta, acum, atunci eu cred că toți jucătorii sau toți antrenorii care merg la FCSB, eu cred că își asumă din start acest lucru. Pentru că odată ce te duci și semnezi cu această echipă, trebuie să fii conștient că și realist în același timp că asta se va întâmpla. Dacă nu, eu știu, într-o lună, două, într-un anumit timp, cu siguranță se va întâmpla lucrul ăsta. Deci atunci când mergi și când te sună FCSB, hai să antrenezi sau hai să joci la noi, îți asumi și mergi înainte. Eu cred că ar trebui ca voi acolo, în zona asta de mental coaching, pentru oamenii care vin de la FCSB, să aveți cumva și un abonament, ceva, o ședință gratis, că ei sunt mai da, supuși presiunii mai mult decât da. la alte cluburi. Cu siguranță sunt, pentru că ceea ce se întâmplă la FCSB mai rar vezi și cel mai greu pentru ei cred că este că totul se face public. Asta e cel mai... Da, probabil că și la multe alte cluburi există anumite discuții și reproșuri. E clar, mă gândesc că tot. Și afară, peste la tot. Cluburile importante, mai vin niște oameni, niște antrenori, poate chiar niște patroni care să te întrebe ce se mai întâmplă cu tine de nu dai randament. Adică nu cred că ești lăsat cu așa de capul tău. Cu siguranță, dar atât. Totul se întâmplă într-un cadru interior și nu iese la suprafață nimic. Dar apropo de Florinel Coman, că vorbim despre el acum caz concret, dar și despre alți jucători, ce se întâmplă cu un jucător care e la un anumit nivel, un nivel foarte bun? Mă gândesc la Florinel Coman la începutul sezonului trecut, când juca foarte bine, trăgea practic echipa după el, așa cum spune Tavi Popescu că încearcă să facă acum. Juca bine, a venit acea accidentare din, cred că cu Barak Topola, cred că a fost accidentat din cupele europene dar la gleznă. Și apoi n-a mai revenit la un nivel bun, au mai venit și alte accidentări, dar ce se întâmplă, nu știu, unde își pune sau unde se întâmplă scurt circuitul ăsta la un jucător care revine? E doar o chestie fizică, în sensul că nu mai ești în ritm sau cumva ești și din zona de mental că, nu știu, nu mai ai încredere, nu mai simți la fel de bine poartă, adică știi cum că se spune, mă rog, în lumea poate celor mai puțin talentați, că fotbalul nu se uită, știi, ai putea să joci oricând, dar uite că pare că nu e așa. Nu, eu cred că pe lângă partea mentală e foarte importantă și partea fizică. După ce stai foarte mult departe de teren, ce înseamnă departe de teren? Înseamnă că nu te antrenezi cod la cod cu colegii tăi. Că tu poate te antrenezi în fiecare zi, dar stai mai mult în sală sau te antrenezi pe teren, dar te antrenezi singur. Ceea ce este foarte, foarte diferit de antrenamentul specific care îl faci alături de colegii tăi săptămână de săptămână, în care trebuie să intri la duel, în care faci antrenamentele specifice pentru meciul următor. Sunt foarte diferite, sunt două chestii foarte diferite și de aceea ritmul, că toată lumea vorbește de ritmul de joc, de ritmul de antrenament, astea nu poți să le... Acum te-ai accidentat, stai 4 luni și după 4 luni și o zi ești la fel la antrenamente. Nu, astea ușor, ușor, treptat, trebuie să o iei progresiv și cel mai important eu cred că este încrederea în tine. La momentul când intri iară pe teren și joci un meci oficial. Dar atunci îți dai, cum ai spus tu, că nu uiți fotbalul. Normal că nu-l uităm, dar e încrederea asta în fiecare în el, care trebuie să-și dea seama că poate la fel ca înainte. Și el ușor, ușor reintrând și jucând, chiar și acum înainte a intrat, a avut câteva meciuri, a avut pasă de gol, chiar dacă a jucat mai puțin, dar el asta trebuie ușor, ușor să-și reinte și să capete acel ritm de joc care îl avea înainte. Dar ritmul ăsta de joc îl capeți efectiv, că dai să spune ritm de joc, prin jocuri sau îl poți recăpăta, nu știu, și la antrenament, prin multe antrenamente, la intensitate? La antrenamente e prima fază, ușor, ușor, dar după aceea... Ai nevoie să și joci da, direct. E diferit la joc, e diferit de antrenament, pentru că sunt alte condiții, acolo e altă presiune și e presiunea rezultatului.
E altceva. Dar și acolo tot așa, treptat, jucând câte puțin, având realizări, care e cel mai important lucru, atâta timp cât intri și joci, dacă el are realizări, cum am spus și mai devreme, o pasă de gol, un gol, echipa câștigă, el intră într-un moment... E alt mediu, practic. Da, el intră într-un moment în care echipa are nevoie de el și el ajută echipa. Toate astea ușor te fac pe tine ca fotbalist după atâta timp să-ți revii la forma inițială. Am văzut că momentan are o problemă în ceea ce privește finalizarea. A avut câteva situații, dar n-a reușit cumva să... Nu, chiar a intrat bine în ultimile meciuri, ce l-am văzut și eu, chiar a fost ok. A avut și realizări, era să și marcheze. Cu răbdare, cu siguranță, va reveni la nivelul dinaintea acestor ghinioane, să le spun așa. Deci nici de cum nu e un om care a uitat fotbalul sau un fotbalist nici terminat, nu, cum a spus nu, mai dur Gigi Becali. Nu se pune problema de așa ceva. Un singur lucru vreau să te mai întreb despre Florinel Coman. El lucrează de mult timp cu voi sau lucrează doar a venit acum? Nu, el lucrează de foarte mult timp. Ah, ok, deci nu e doar cazul ăsta pentru că... Nu. El a avut o pauză așa mai mult că a fost cu accidentările și a trebuit să se ocupe mai în detaliu de recuperarea medicală, ca să-i spun așa. Dar el, să știți că este un jucător... care vine și chiar face. Deci venea și în perioada bună, asta vreau să... N-a venit doar acum, că nu știi cum e, de multe ori lumea se duce doar atunci când are probleme. El, prima oară când a venit, de fapt, la noi, a venit într-o perioadă mai puțin bună, dar vorbesc de prima etapă a lui la FCSB, chiar când a venit, când nu prea juca, când... Am înțeles. Era mai mult rezervă, după aceea a apelat la noi... Ușor a început să lucreze cu noi și am văzut la el o evoluție foarte, foarte bună. A început să joace meci de meci, a avut și evoluțiile acelea bune cu Under 21 la campionatul european, unde a dat acele goluri cu Anglia, știți, meciurile, a avut evoluții extraordinare. Deci nu, este un băiat care vine și chiar... lucrează de mult timp cu noi. Asta e un lucru bun. Da. Vreau să te întreb acum să schimbăm subiectul de la FCSB și echipa națională, să ajungem și la Dinamo. Am mai vorbit noi și ultima dată când am fost împreună aici în emisiune, tot despre problemele de la Dinamo. Așa cum probabil ne așteptam și atunci, nu s-au rezolvat problemele de la Dinamo. Acum discutăm despre aceleași probleme sau unele chiar mai mari, pentru că Dinamo e într-o situație din ce în ce mai grea. Începe play-out-ul pe locul 14, e Dinamo acum, loc care duce la baraj cu 9 puncte. Începe Dinamo acest play-out, diferența față de salvarea directă, să spun așa, ca să eviți acest baraj, e de 8 puncte până la FCU Craiova 1948. Cum vezi tu momentul ăsta în care se află Dinamo acum? Păi vorbim tot de Dinamo, cum ai spus și tu, și parcă e din ce în ce mai rău. Tot avem speranțe, tot spunem la fiecare emisiune că mai rău de atât nu se poate. Uite că se poate. Uite că se poate. Acum, ce un lucru bun, bine, un lucru bun pentru Dinamo este că are două echipe sub ea. Știm problemele care le au și Clinceniu și Mediașu. Deci Dinamo măcar este la baraj, ca să spun așa, și are o șansă să se salveze la baraj. Păi nu, că spuneau și niște oameni chiar, cred că din interiorul clubului, mai spunea și Flaviu Stoican, l-am auzit, cred că și pe Ionel Dănciulescu, spunând că dacă nu erau probleme de la Gas Metan Media și în primul rând, Dinamo ar fi avut șanse reale să retrogradeze direct. Pentru Gas Metan Media. Asta spun că este un lucru bun. Dar un lucru mai puțin bun pentru fotbalul românesc, avem aceste două echipe cu probleme mari. E o situație foarte grea în care vedem că Dinamo nu câștigă. Sunt meciuri care trec, antrenori care se schimbă, jucători care se schimbă foarte mulți. În această iarnă, iară s-au schimbat foarte mulți. O să fie greu lui Dușan Urin. Ce cred eu că, să zic așa, un plus este că el a mai trecut prin același lucru.
știe cumva cu ce se mănâncă. Același lucru anul trecut, așa. Eu cred că sunt similare situațiile. Cred și știe la ce se așteaptă, știe ce înseamnă Dinamo, știe ce va găsi la Dinamo, știe la ce s-a înhămat și cu siguranță e o soluție bună, după părerea mea. O soluție care este un antrenor cu experiență, un antrenor care și-a dovedit experiența atât la Dinamo cât și la alte echipe din campionatul nostru și a dovedit valoarea. Deci eu cred că e o soluție bună. Acum așteptăm și iar așteptăm să vină și rezultatele, pentru că fără puncte, cum am spus, Dinamo la baraj. Dar și barajul acum nu știu ce să spun nici despre baraj, pentru că în ultimul timp Dinamo, dacă n-a mai câștigat meciuri, nu știi ce face nici la baraj cu echipele de Liga a doua. Vedem, sunt echipe de tradiție care ar putea să joace cu Dinamo, echipe bune, cu loturi bune. În momentul de față, în Liga a doua, locurile de baraj sunt ocupate de Hermannstadt și de CSA Steaua. La Steaua e problema asta că nu va putea să joace acest baraj. Sau, mă rog, în fotbalul românesc e posibil orice, dar probabil că ar fi o Chiajna sau nu știu, Chiajna, Buzău și Csíkszered apar să se bată. Da. Să se bată acolo. Nu, e o situație grea să fie la baraj. Acum, ca niciodată, eu cred că trebuie să se strângă toți jucători, antrenori, conducători și să facă orice depinde ei în momentul de față să scoată echipa de acolo. Nu știu, poate o să fie greu să scape și de baraj, pentru că, cum ai spus și mai devreme, da, sunt distanța puncte, e mare, sunt 8 puncte. Se joacă decât un meci, nu, din câte știu. Un meci, da, vor fi 9 meciuri, 9 etape. Dacă ne gândim că Dinamo a câștigat 2 meciuri sau câte are în tot campionatul, vorbesc. În tot campionatul, da, cred că a câștigat la început atunci 1-2. Imediat să vedem dacă găsesc repede și clasamentul. Nu, 4 sunt. 4 meciuri. Da, dintre care vreo două le-a câștigat la început în primele 2-3 etape. Da. Deci de atunci când era Sorescu în formă mare. Cu Flavius cred că au câștigat un meci și cu Nea Mircea cred că un meci, părerea mea. Cam așa da, a cam fost așa media. S-a împărțit. Da. Gândiți-vă, dacă și Dușan are aceeași medie, n-au nicio șansă să scape de baraj. Crezi că a fost oportună? Ok, am văzut că îl place cum ar veni pe Dușan Orhin din punct de vedere profesional și îl vezi un plus pentru Dinamo acum. Crezi că a fost ok îndepărtarea lui Flaviu Stoican sau era cam la fel și cu, și cu Flaviu? Sincer, nu știu ce să zic. Eu personal nu sunt de acord cu atâtea schimbări de antrenor într-un timp atât de scurt. Dar până la urmă știți cum e, viața antrenorului depinde de rezultatele pe care le ai săptămână de săptămână. Adevărul că rezultatele n-au apărut, nici cu Nea Mircea când am venit, nici cu Flavius acum. Nici cu Bonetti. Nu știu ce să zic. Sincer, eu nu sunt de acord cu schimbările astea, dar poate s-au gândit așa să facă un șoc iar la echipă pe ultima sută de metri și să facă o schimbare care poate să fie câștigătoare. Acum vom vedea. În viitorul apropiat ne va spune dacă cei din conducere au luat decizia corectă. Primul meci Dinamo începe cu Rapid. Meci greu. Un meci foarte, foarte complicat. Sunt și ceva probleme de lot. Cred că bine, acum sunt 9 finale, cum îi place fotbalistului român să spună mereu când are meciuri importante. Se joacă mereu pe finale la noi în fotbalul românesc. Crezi că dacă Dinamo începe cu o înfrângere, intră cumva într-o degringoladă? Nu știu, mă uit la Academica Clinceni. Bine, mi-e greu să cred că astăzi Academica Clinceni ar putea să câștige la Arad cu UTA. Astăzi începe, așa cum am spus, da, vedem aici că sunt la 2 puncte, da, Clinceni. Teoretic, dacă pierde Dinamo și câștigă Clinceniu, iar intră pe da, dar mi-e greu să cred, acum am văzut pe Academica Clinceni, că ar putea să câștige la Arad cu UTA. Și mie mi-e greu să cred.
Dinamo are un meci foarte greu. Rapid o echipă bună, a demonstrat-o pe tot parcursul campionatului, chiar dacă ne-a prins play-off-ul. Eu cred că pentru o nouă promovată, Rapidul s-a descurcat și se descurcă onorabil, să spun așa, în Liga 1. Echipă cu jucătorii cu experiență, o echipă bună. Joacă cum ar fi la ei acasă, dar din ce am înțeles că joacă la Mioveni sau... Da, nu se joacă pe arena națională, da, o să poate un concert. Fie cum ar fi, Rapidul este gazdă. Un meci greu îi așteaptă pe Dinamo, eu cred că cel mai important e să nu piardă. Ușor, ușor să-și recapete încrederea și încrederea ți-o recapezi numai cu rezultate bune, puncte și evoluții bune. O să fie greu, dar ușor, ușor trebuie să-și revină, pentru că altă soluție nu există. Mă uit acum pe programul lui Dinamo, e clar că, exceptând cele două echipe de sub Dinamo din clasament, toate meciurile vor fi foarte grele. Dinamo începe cu derbiul cu Rapid, apoi are meci acasă cu Șepși, deplasare cu Chindia și în etapa patra cu, să spunem așa, cu rivala directă, cel puțin acum, la cum arată clasamentul pentru, nu cu FC Craiova, la cum arată clasamentul pentru supraviețuirea directă și pentru rămânerea directă în Liga 1. S-ar putea până la ora meciului să se mai schimbe lucrurile, pentru că totuși vor fi trei etape. Sincer, are un program cam greu. Cam greu, da. Da, cu echipe foarte bune, cele mai bune echipe la început, cu Rapid, cu Sepsi. Sepsi am văzut chiar mai lipsea, i-au bătut mai cu acum Luta. De curând, da, chiar acasă. Deci au un program greu, cu atât mai mult pentru ei trebuie să tragă tare și să scoată cât mai multe puncte din aceste meciuri și să le câștige pe cele care ai spus tu, care sunt deja în... Acolo pare clar, bine, da, care sunt cu ei aici, să câștige cu Clinceni, cu Gaz, cu Mioveni și cu Craiova. Eu mă gândesc că dacă nu pui deja 6 puncte cu Clinceni și cu Media și 3 cu 3, deci, atunci e clar că nu poți să vorbești despre altceva. Nu poți să vorbești despre de nimic, baraj. Da, decât de baraj, asta e clar. Dar și așa pare destul de complicat. Pentru Dinamo mă gândesc că e totuși destul de greu să anulezi astea 8 puncte care sunt acum. Nu, e foarte greu. Adică pare mai degrabă că duce spre baraj. Nu e imposibil, într-adevăr, dar e greu. Ei să fie conștienți că până acum, o lună de zile, erau retrogradați direct. Deci acum, cumva, sunt acolo, au o șansă bună să poată să rămână în Liga 1, chiar dacă e de la baraj. Asta trebuie doar să le dea încredere mai mare, moral mai bun și să fie o atmosferă mai bună în vestiar, ca să poată să meargă la următoarele meciuri care vin acum, care sunt meciuri grele, cu Rapid, cu Sepsi, cu Chindia, să dea maxim. Crezi că și la baraj, să mergem pe scenariul ăsta, care pare acum mai plauzibil, Dinamo să meargă la baraj, cel puțin mie așa mi se pare că e mai aproape de baraj decât de salvarea directă în Liga 1, în acest play-out. Crezi că la baraj e un pericol real pentru Dinamo să pice, să piardă? De obicei, exceptând cazul din sezonul trecut, când Mioveni a spus-o pe Hermannstadt, echipele din Liga 1, fie ele așa slabe cum au avut sezoanele din Liga 1, au reușit să treacă și destul de relaxat în fața celor din Liga 2. Nivelul din Liga 2 era destul de scăzut pentru echipele care prind barajul. Am văzut echipele care câștigă sau care se bat acolo sunt totuși... Cu siguranță o să aibă prima șansă Dinamo, fiind din Liga 1, știm această diferență care este un pic poate prea mare între echipele de Liga 1 și Liga 2. Mereu au avut câștig de cauză cei din Liga 1. Dar pot apărea și surprize ca anul trecut și chiar mă uit pe clasament aici. Hai să spunem că Petrolul deja la 10 puncte. Da, Petrolul e clar că calificat direct, poate să spunem așa. Da, să zic. Dar o echipă ca Cluj, ca Hermannstadt, ca Chiajna, sunt echipe care m-am uitat pe loturile lor și au în componență foarte mulți jucători care au jucat la Liga 1. La Liga 1, da.
Deci nu o să le fie ușor, asta e sigur, nu o să fie o dublă cu siguranță relaxat. 100% relaxată, la baraj ne salvăm la pas. Ar fi fost frumos dacă și la acestea Steaua erau lucrurile mai clare și să fie jucat, prin un baraj să Steaua Dinamo, s-ar mai fi bifat o nouă premieră în fotbalul românesc, două echipe care teoretic luptau pentru titlul în trecut, mereu, din punct de vedere al numelui, să joace acum una pentru promovarea în prima ligă, cealaltă pentru evitarea retrogradarea, mai bine și premiera unde asta. Am ajuns. Da, am ajuns foarte rău, dar cel puțin din punct de vedere al spectacolului din tribune, din tribune, pentru că echipele sunt slabe, să nu ne ascundem, și Dinamo și CSEA Steaua București momentan au loturi slabe. Dar în tribune ar fi fost foarte frumos de văzut un asemenea da. Ghencea plină, nu știu, poate Dinamo încerca să joace pe arena națională, cu ar siguranță fi fost ceva frumos. Ok, mult mai frumos decât ar fi un meci cu Chiajna sau cu Hermașa, deși și Sibieni, dacă ar fi jucat la Sibiu, probabil că ar fi adus cu siguranță ceva suporteri. Bun, deci ideea e că, așa realist vorbind, nu vezi nici tu pe Dinamo să scape direct de emoțiile. E foarte greu având în vedere ultimul parcurs din campionat al lui Dinamo. Dar dacă ne gândim ce s-a întâmplat și anul trecut, că știm că ultimele 6 meciuri au câștigat 6 din 6, parcă, din ce mi-amintesc eu, s-au salvat. Da, și restul nu s-au mai jucat până la urmă. Deci, dacă câștigă 6 din 9 meciuri, dacă câștigă 6, eu cred că sunt salvați direct, părerea mea. Bun, ce părere ai despre... Dar e greu să se întâmple la momentul ăsta. E greu să vezi pe Dinamo câștigând atât de multe meciuri. Ce părere ai despre declarațiile astea, războiul ăsta de la distanță dintre Iuliu Mureșan și Mircea Rendic? E clar că mai au niște polițe de reglat după ce au lucrat împreună, dar vreau să întreb altceva. A spus Mircea Rendic că unele din transferurile făcute de Dinamo au fost bifate de Steliano Filip, practic de un jucător care își aduce niște prieteni la echipă. Bine, nu. E un pic ciudat așa să vezi că se întâmplă lucrurile astea, nu? E un pic ciudat, sincer, nu vreau să intru în discuțiile lor, pentru că până la urmă știu cel mai bine ce s-a întâmplat acolo, e bucătăria lor internă și fiecare știe ce a făcut și cum a făcut. Nu vreau să intru în declarațiile lor. Doar greu, așa ca idee, știi, când te gândești. Nu știu, tu ai transferat în timp ce jucai, mi-ai adus pe la cluburi. Niciodată, poate am fost întrebat de anumiți jucători care urma să fie transferați, poate au fost colegi cu mine la alte echipe și au venit sau m-au sunat: Cătăline, uite, vrem să-l luăm pe Cătăriță, cum e, ce caracter are. Dar n-ai fost și agent direct să te implici în negocieri. Am fost întrebat de calitățile și de anumiti jucători cu care poate am coincis în anumite perioade și vreau să-i transfere la echipa unde evoluam în momentul acela, dar niciodată n-am fost eu impresar, să spun așa. E bine, ai vrut să fii jucător și apoi antrenor. Cum ești acum în perioada asta, antrenor secund? Am mai vorbit noi și data trecută, ai lucrat și cu Costel Nache. Ai, nu știu, simți așa că, apropo de jucător, de progres, simți că ai mai acumulat ceva experiență? Ești tentat să mai rămâi aici, în zona asta de antrenor secund, sau să faci parte din stafful unui antrenor principal? Sau deja încep cumva să vezi și ideea de principal? Nu, departe de mine, chiar nu mă atrage ideea de antrenor principal deocamdată. În continuare mă focusez pe antrenor secund și vreau să rămân pe partea asta de antrenor secund într-un anumit staff. Dar de ce? Uite că e important așa de știut. Nu știu de ce nu-ți place sau nu știu, nu te vezi tu antrenor principal. Nu știu, cred că locul meu într-un staff unde pot să dau eu maxim și pot să ajut cel mai mult în momentul de față este ca antrenor secund. Ca antrenor principal trebuie să treci la alt nivel, sunt, eu știu, alte decizii de luat, sunt
e altfel, e un antrenor principal, are foarte multe de făcut, trebuie să fie în toate, tot ce se întâmplă, antrenor trebuie să fie implicat în mai multe implicat în ramuri antrenamente, ale în transferuri, în viața de zi cu zi a echipei, tot ce se întâmplă. E interesant ce spui, pentru că mulți fotbaliști vor să fie din prima antrenori principali, își doresc să decidă tot și asta spun, tu ești un caz, da, ok, bănuiesc că nu singular, pentru că mai sunt mulți foști fotbaliști care sunt antrenorii secunși și care se văd multă mai degrabă într-un staff. Să știi că foarte mulți prieteni, foarte multă lume îmi spune de ce nu mă apuc de să iau eu echipă, să fiu principal, toată lumea îmi spune de ce. Nu, deocamdată nu, sincer și nici nu mă simt pregătit să fiu antrenor principal. Eu cred că toate lucrurile trebuie să meargă ușor, ușor și natural cumva. Momentul meu acum este antrenor secund, vreau să mă focusez pe antrenor secund și deocamdată atât. Vom vedea viitorul apropiat sau îndepărtat ce se va mai întâmpla. Dar deocamdată nu, îmi place ceea ce fac și cred că prin postura mea de antrenor secund pot să ajut staff-ul cu foarte multe. Așa, din antrenorii cu care ai mai lucrat sau pe care ai mai urmărit, de cine îți place în mod deosebit? Eu am lucrat la nivel de seniori, am lucrat numai cu Costel Enache. Am avut o experiență la echipa de juniori Under 19, antrenor secund, după care am trecut și am lucrat 3 ani de zile cu Costel Enache, da, la Astra, Petrolul, la Hermannstadt, la Petrolul și la Universitatea Cluj. Și nu l-ai mai urmat ca mai am mai da, la, mai la mai poli, plecat la Politehnica aia și am rămas mai aproape acasă. Am început și proiectul cu Marius Nicolae APF-ul și ulterior am intrat în stafful lui Bogdan Lobonț. Dar ce se mai întâmplă apropo de proiect? Am spus că atingem toate ramurile astea, am vorbit despre antrenorat, am vorbit și despre zona de echipa națională și apoi de mental coach. Ce se mai întâmplă cu proiectul ăsta al vostru? Merge în continuare? Vin copiii? Da, merge în continuare. Au început să speciale. Se înscrie cât mai mulți copii. Avem antrenamente săptămânale, atât eu cât și Marius. Facem copiii antrenamente individuale în fiecare săptămână. Acum, în funcție de cum suntem și noi, de exemplu, eu săptămâna nu viitoare cealaltă o să fiu plecat cu echipa națională. El la fel mai are anumite proiecte în care e implicat tot la echipa națională și mai e și el plecat. În funcție de cum suntem, facem antrenamente ori eu, ori el cu copiii și chiar merge foarte bine. Sperăm să vină cât mai mulți copii în continuare și noi la fel să putem să-i ajutăm și ei să aibă evoluții din ce în ce mai bune și să progreseze, că asta e cel mai important. De-aia vin la noi, să poată să progreseze și să fie mult mai bun la echipele lor de club. Da, pentru că asta reținusem că ne-ai spus tu și ultima dată aici, practic nu există, nu e un club de sine stătător, sunt avem jucători de la alte echipe de club care vor să facă o perfecționare sau ceva în plus. Un antrenament în plus față de ceea ce se întâmplă la românește, cum am spus, o meditație. Meditație, da. Cum copiii au nevoie la matematică, la și alături de tine și de Marius Nicolae mai sunt și alte nume cunoscute din fotbal. Mai era Vasile Maftei, dar el în ultimul timp pentru zona de fundaș. Știu da, că era pentru sora eram pe eu mijlocaș, Marius atacant, el fundaș. Problema e că Vasile a intrat s-a dus la Rapid, la centrul de copii și juniori și e prins foarte mult timp acolo. În momentul de față facem decât eu și Marius. Am înțeles. Pentru portar încă n-ați găsit... Nu, deocamdată... Nu e cerere, nu vin portar sau nu știu, n-ați găsit voi încă portarul care să... Nu aveam ceva discuții, Marius avea discuții cu Răzvan Stanca din ce știam eu și cu Matache ca să vină, dar în ultimul timp nu știu dacă au venit portar să facă...
Puteți să-l luați pe Stăncioiu acum, că el tot a avut problema asta la Rapid, trebuia să fie în stafful lui Mutu. Da, dar am înțeles că antrenor secund, nu antrenor cu portarii. Da, el aș vrea să fie cumva antrenor secund, dar totuși e un fost portar important în Liga 1. Discutăm cu oricine, nu e nicio problemă. Dar cum vezi, apropo, situația asta ca un antrenor să fie... nu știu, ai nu dat afară, dar să fie împiedicat așa de galerie doar pentru că îl asociază cu un trecut mai mult sau mai puțin stelist așa. Da, nu știu, eu nu văd ok, nu e o situație ok, pentru că era un poate o piesă importantă din stafful lui Mutu, poate l-a ajutat foarte mult și asta contează pentru echipă în primul rând. Adică poți să vrei să dai afară un om care îți ajută echipa și poate aduce la realizări importante pentru Rapid. Nu o văd ok. Eu cred că trebuie uitat tot ce s-a întâmplat la nivel de jucători. Atunci când treci în partea asta de antrenorat, trebuie să uiți trecutul cumva. Cumva trebuie să uiți. Acum că sunt anumiți antrenori care... nu vor să antreneze anumită echipă, asta e altceva, dar de aici și până suporterii să vină și să protesteze pentru că un membru din staff-ul tău a jucat la Steaua sau la Dinamo sau la CFR, nu știu, și acum e antrenor și nu poate să antreneze la Rapid, mi se pare deja foarte mult, da. E o situație particulară, situație în care eu cred că fiecare club decide în parte și ia măsurile pe care cred ei că sunt cele mai bune pentru echipă în acel moment. Vreau să te mai întreb un singur lucru, pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Pe gsp.ro acum e o știre interesantă și cumva tristă, de fapt, legată de CFR Cluj. Gabriel Debeliuh a fost implicat într-un scandal după meciul cu Dinamo. A marcat 3 goluri. Se presupune că ești fericit după ce marchezi 3 goluri. Nu te mai gândești la probleme, dar el a avut ceva de împărțit cu un om din stafful lui Dan Petrescu de la CFR Cluj, cu unul dintre masori, sau mă rog, cu masorul echipei, care l-a criticat, știi, mi se pare, deși Debeliuh nu e român, mi se pare o chestie care ar fi fost așa definită ca o treabă românească, pentru că a fost criticat, masorul l-a criticat probabil înainte să dea goluri, a reproșat anumite lucruri de pe margini, nu știu ce a strigat. Debeliuh, după ce a dat 3 goluri, s-a dus efectiv să nu știu, să-l lovească, sincer. Așa sunt dezvoluire. E ceva ciudat așa, nu știu, să dai 3 goluri și după aceea să te apuci să te bați cu masorul. Sincer, nu știu ce, eu îl cunosc pe Gabi, chiar l-am avut la Hermannstadt, noi l-am adus atunci când am antrenat cu Costel Enache. A venit pare, în nu? Probe, da, el venise în probe din Liga 4-a italiană, ceva de genul, și l-am văzut, ne-a plăcut foarte mult de el, de calitățile lui și a rămas în lot. Și chiar a jucat foarte bine anul ăla, a marcat multe goluri și nu știam, nu știu, eu știu un băiat liniștit. N-ați avut probleme cu el după chiar hat-trick-uri? Chiar n-am avut niciodată probleme cu el. Poate așa face el la hat-trick-uri. Da, poate are da adevărul că spuneai, da, dar niciodată. Da, niciodată, era ține. Păi ce, să dea cât mai multe hat-trick-uri și masorul să-și ia, eu știu, o vestă. Ceva, o cască, mereu, știi, o cască, ceva să protejeze. Da, bun, mulțumesc mult, da, Cătălin Muntanu, pentru prezența în emisiunea de astăzi. Cam atât, prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi de GSP Live. Nu uitați să rămâneți în continuare pe gsp.ro pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din sport. Eu sunt Alberto Boțoghină, zi bună în continuare!